Salutare, dragii mei! Astăzi împreună cu voi vreau să pregătesc mic dejun turcesc, da? E ca așa, mic dejun turcesc, e ca așa arată la noi, să, nici nu știu cum să le zic, plăcințele sau... Nu, este mic dejun turcesc, așa că cam așa arată. Sunt foarte fierbinți. Uitați-vă la cât de frumos arată și delicios, da? Ele sunt... cu mult cașcaval și sunt foarte, foarte pufoase. Uitați-vă! Ce nebunie! Foarte, foarte delicioase! Să trecem acum la treabă, să vă arăt ce e nevoie de aceste ingrediente. 180 de grame de cașcaval. Puteți să luați cașcaval de două feluri, da? Asta la alegerea voastră. Eu am doar de un fel, pentru că acesta l-am în casă, nu m-am mai dus să cumpăr și de alt fel, adică la dorința voastră. 180 de grame, un pahar de lapte, la mine paharul are 200 de ml, avem nevoie de 350-400 de grame de făină, a să vedem dacă a să meargă tot 400 de grame, 2 ouă, 10 grame praf de copt, o linguriță de sare, o linguriță, aici am condimente cu ardei iute, adică e puțin picant și puțin verdeață. Puteți să puneți mărar, eu am aici pentru un gel, puteți să puneți ceapă verde, asta tot la dorința voastră. Așa, ce facem mai departe? Adăugăm în bol laptele, sarea, condimentele, ouăle și incorporăm bine aceste condimente. Așa, acum adăugăm cașcavalul. Puteți puneți și brânză sărată, tot va fi foarte gustos. Incorporăm cu o lingură. Și mai avem nevoie de ulei pentru prăjit. Așa, adăugăm verdeața. Adăugăm puțin din făină, adăugăm praful de copt și încorporăm până ce cu lingura, apoi să frământăm cu mâna. Așa, deci, adăugăm puțin făină pe masa de lucru și punem aluatul nostru. După ce am pus aluatul, îl frământăm. Pe masa de lucru punem puțin ulei. Așa. Aluatul nostru este gata. Trebuie să fie puțin, puțin lipicios. Nu trebuie să-l dubliți cu făină, să fie foarte, foarte. Acum îl dispărțim în biluțe. Eu l-am dispărțit în 3 biluțe. Încă așa. Mai departe punem tigaia pe aragaz și turnăm ulei. Așa. Așa, ungem mâinile cu ulei. Puțin. Și începem să facem așa o turtă. O facem pe mărimea la tigaie. Am făcut-o, acum o dispărțim. Încă așa. Puteți le lăsați așa mai mari, dar eu vreau mai mici să fie. Și e ca așa cum le-am tăiat, în felul următor le punem pe tigaie. E ca așa, le-am pus pe tigaie, le prăjăm pe o parte, punem capacul deasupra, undeva 3-4 minute pe o parte, nu la foc mare, la foc așa mediu, punem capacul undeva 4-5 minute, poate, pe o parte. Așa, în felul următor le întoarcem. Și le prăjăm pe o parte și pe alta. Uitați-vă ce pufoasă s-au ridicat bine din cauza la praful de copt. De aia nu trebuie să faceți groasă, pentru că ele se ridică. Mai subțirele le faceți și... Prima parte am copt-o. Uitați-vă ce sunt de superbe. Așa.
Vreau să vă spun că nu sunt foarte grasă din cauza că le prăjăm în ulei mult sau ceva de genul ăsta, nu. Uitați-vă ce minunățăie. Dar ce gustoase sunt. Superbe. Puteți să le prăjiți pe tigaia uscată și doar să le ungeți puțin cu unt, da? Asta la alegerea voastră. Dar eu vă recomand să le prăjiți așa în ulei. Ele nu sunt uloioase și nu sunt grase, da? Pentru că se vede. Dar super, super delicioase. Puteți să le ungeți cu diferite de asta brânză topită sau smântână sau diferită pastă din avocado, din dovleac, adică de care doriți voi. Și un mic dejun extraordinar. Și gata, am terminat de prăjit. Uitați-vă, sunt chiar multișoare aici. Puteți să faceți în două, să dați ingredientele în două, dar să faceți jumătate de porții. Dar eu cred că aceasta nu doar la micul dejun să mănâncă, puteți să mâncați chiar și la prânz și la cină. Eu nu văd aici că, da, poate turcii mănâncă doar dimineața, da, la micul dejun, dar eu nu cred că noi mâncăm numai dimineața așa ceva. Așa că, dragii mei, dacă vă plac rețetele mele, abonați-vă la canalul meu, dați like, dar eu vă doresc numai bine, pupici cu sclipici. Ne vedem în următoarea rețetă. Pa, pa!